Astăzi are loc expoziția cu titlul Artă la purtător, ce este organizată împreună de către Primăria Orașului Vorien, creația artistei Simona Pascale, ce cuprinde o serie de modele de vestimentație feminină. Acest proiect, din punctul nostru de vedere, va conduce la creșterea prestigiului cultural, cât și a patrimoniului orașului și al județului. De unde și până unde pasiunea pentru creație vestimentară? Sunt artist plastic profesionist, absolvent al Facultății de Artă din Iași, unde am făcut pictură, iar la liceu de artă am terminat design vestimentar. Și acum le-am combinat și din dorința de a face pictură și pe materiale purtabile, am trecut la vestimentație unicat. Pentru că operele de artă se găsesc doar în casele oamenilor. Cei care achiziționează de la galerii le pun la ei în casă pe un perete și gata, nu le mai vede nimeni decât ei. Și din dorința asta de a vedea artă peste tot, asta m-a determinat să merg pe acest concept de artă la purtător. Deci fiecare lucrare este un obiect de artă care se plimbă pe stradă, da, pe o siluetă. Deci asta este arta la purtător pe care eu mi-am dorit să o fac, o fac cu drag, cu multă pasiune, făcând pictură pe materiale. Fiind lucrări unicat, doamnele sunt încântate de rochii pentru că ele se simt minunate într-o creație vestimentară semnată Simona Pascale. Toate lucrările sunt cu semnătura mea pe ele. Pe pânză culorile se așternă într-un anume fel, pe pânza tabloului, pe canava. Pe textilul acesta e mai greu sau e mai greu? E mai greu. E mai greu pentru că pânza, care are șasiu, întinsă pe șasiu, este pregătită. Are un suport pe care vii și pictezi în ulei sau în acril. Pânza pe care eu o port, da, nu are nicio pregătire. Deci eu când vin cu culoarea textilă, fiecare pată este subtă de material. Deci procesul este mult mai amplu, mult mai greu. Dar rezultatul final este peste așteptări, zic eu. Unele doamne au rămas foarte încântate și mă întrebau cum pot să pictez pe material nepregătit, ele fiind tot artistă plastic. Știți? Și le-am spus cu migală, cu iubire de artă, cu dorința de a face lucruri mai frumoase, mereu mai frumos, mai elegant, mai frumos și mai interesant. Am combinat texturi diferite, dacă vedeți. Eu am terminat textile la liceu de artă, design vestimental și textile. Și o să vedeți că sunt aplicații, deci gen colaj pictate. Deci sunt texturi diferite. Uitați aici la asta verde, este material. Deci sunt și texturi, și pictură, până s-a obținut o compoziție finită în care e exact lucrare de artă. Cu centru compozițional, cu acord cromatic, cu tot ce cere o lucrare de artă. Din ce vă inspirați? Mă inspir din natură foarte mult, am foarte multe rădăcini. Chiar am avut o expoziție, s-a numit Rădăcini și pe urmă expoziția asta face parte, artă la purtător, dintr-o expoziție mai amplă, care s-a numit Căutări în labirint. Deci labirintul arte, care este atât de vast și noi mereu săpăm fiecare artist pe bucățica lui, săpăm să descoperim noi procedori de modalitate de exprimare artistică. Și eu zic că am reușit să fac ceva frumos, elegant. Acum rămâne fiecare, fiind arta este subiectiv. Fiecare hotărăște, da. Ultima întrebare e mai lumească, așa. Ies la spălat? Nu ies la spălat. Păi cum să fac eu niște lucrări? Să le vând. Expoziția este cu vânzare. Sunt culori textile speciale pentru materiale de in, bumbac, deci la astea naturale. Și nu ies la spălat. Se spală într-adevăr separat, nu la mașina de spălat. Motoul meu, luând două premii consecutive de la Gala Artelor, am zis și repet că dacă îți dorești ceva foarte mult, foarte sus, trebuie să înveți să urci cât mai sus, adică trebuie să vrei să urci cât mai sus ca să poți să vezi cât mai departe. Evenimentul la care participați este deschiderea taberei internaționale de creație artistică, de pictură, organizată împreună cu Primăria Orașului Eforie, care este membra asociației,
Eu vă vorbesc în numele Asociației Localităților și Zonelor Istorice și de Artă din România, care în prezent are 54 de membri, consilii județene, municipii, orașe și comune cu patrimoniu cultural dezvoltat. Ideea a încolțit de la prima noastră întâlnire, de la aderarea orașului Eforie la asociație, primăria Eforie fiind reprezentată la adunarea generală de anul trecut de doamna director Cecilia Crețu, și iată că concretizăm acea idee de a fi prezenți cu 14 pictori din țară și din Siria, Amar al-Nahas fiind unul din pictorii din afara țării, și sperăm ca tabăra să fie o tabără bogată. Ei vor avea de lăsat câte 3 lucrări fiecare pictor în patrimoniul orașului. Aceste lucrări se vor dona primăriei orașului Eforie pentru a se concretiza o expoziție de artă contemporană foarte bună, sperăm noi. Ei sunt pictori foarte buni, membri ai Uniunii Artiștilor Plastici din România. Suntem o echipă de pictori adunați din toată țara. Această tabără ne unește. Ce ne unește? Ne unește lucrul în natură. Este foarte important să intrăm în contact cu natura, pentru că în acest mod noi relaționăm și transmitem ceea ce vedem în natură. Acest lucru este văzut foarte bine de către cei care privesc lucrările pe care le-ai realizat după natură, pentru că intrând în contact cu natura se creează o anumită emoție pe care o transmiți mai departe. La dumneavoastră aici avem o tabără pe perioadă de 10 zile. Sigur că cei invitați au o viață în spate, în jocul cu culorile. Îmi place ca idee, la un moment dat mi-am dat seama că Dumnezeu a pus culoare în orice, și în cele văzute și în cele nevăzute. Noi avem o limită în a vedea, între 320 și 760 de lungim de undă. Vedem prin această fereastră. Dincolo de fereastra asta există în dreapta și în stânga infraroșu, ultraviolet, unde noi cu ochiul liber nu avem acces. Dar la spectrul vizibil, gândiți-vă că orice este colorat. Și omul, natura, cerul, și noapte și zi. Marea poate fi pictată și de sus, de la înălțimea falezei, și de jos, de la nivelul nisipului. V-ați gândit așa pe unde vă așezați și valetul? Marea, dacă spui cuiva și de a văzut și de n-a văzut marea, el are o viziune colorată. Marea nu are doar o trăire, are o infinitate de trăiri. Ea transmite, are o energie aparte. De ce credeți că lumea din țară vine la mare? Pentru că energia mării face bine omului. Culoarea mării. Uitați-vă cât de schimbătoare e, dar probabil că tocmai schimbarea asta face bine spiritului. Prin ochi, dar face bine spiritului. În momentul în care pictez marea, și cel care lucrează are o trăire aparte. De ce? Pentru că pătrunde cu privirea. Să știți că oamenii nu stau 2-3 ore să se uite la mare. Se uită, să bălăcesc, stau la soare, dar gândiți-vă că un pictor stă și se uită la mare 3 ore. Vă dați seama cât se dezvăluie în momentul în care el privește 3 ore marea? Uitați-vă la un măr, uitați-vă, noi suntem aici foarte aproape de lavandă, niște tufe de lavandă. Priviți-le un minut să vedeți cât se dezvăluie. Omul privește pe deasupra, repede, n-are timp, dar un pictor stă ore cu privirea la subiectul pe care îl face. Subiectul se dezvăluie altfel. Și atunci
prin culoare pusă pe pânză, el transmite. De ce credeți că oamenii tezaurizează lucrările de pictură? Tocmai pentru că au trăirea aceea transmisă prin culoare pe pânză.